Bună ziua, ne-am întors cu Diana Suciu și invitații mei. Diana Suciu, Diana Suciu și Diana Suciu. Glumez, nu-i Diana Suciu. Vă cheamă pe vreunul dintre voi Diana Suciu? Sunteți Diana Suciu? Ca să știm de unde pornim discuția. Nu sunteți Diana Suciu, noi avem numai Diana Suciu peste tot. Noi suntem Diana Suciu, Diana Suciu. Da, stăm de vorbă cu... Luăm de acolo încoace. Diana Suciu, bună dimineața. Aia, de-aia îmi place să lucrez cu oamenii ăștia. Lucian Rad. Diana Suciu. Așa, și nu în ultimul. Maria. Maria, nu e Diana Suciu, bravo, bravo. Din câte am înțeles, aveți un apartament. Și nu locuiți în el. Stăm în chirie într-un apartament foarte mișto. Și locuim în el. Și locuiți? Și locuim în el, da. Da, ah, fain. Și ce se întâmplă acolo? Că înțeleg că se întâmplă chestii culturale. Da, pe lângă multe party-uri și multe beții care se întâmplă destul de des. Ce rost ar avea? Așa. S-a întâmplat la sfârșitul lui noiembrie un vernisaj, o expoziție de pictură al unui tânăr pictor clujan. Se întâmplă să lucrăm la un spectacol de teatru. Da. În acest moment. Deci vernisaj și teatru. Așa, și se va întâmpla mâine, sâmbătă, mâine. Sâmbătă, da. Mâine. Și de asta să știe lumea. Sâmbătă. Exact, mâine, începând cu ora 14 până seara la ora 20, se va întâmpla un târg expoziție de haine în care avem invitați niște designer, printre care și domnișoara Maria care vine din Madrid, din Spania. Avem spanioloaică, jet pe jet. Frumos. Asta se spaniola. Spaniola de Spania. Nu, nu e spanioloaică din... Nu e româncă devenită. Ghana. Avem 5 tinere fete din Cluj. Așa. Așa, și mai avem încă o tipă din București. Unde se află apartamentul? Apartamentul se află în plin centru orașului. Așa. Așa, pe Ferdinand. Pe Ferdinand 37. Așa. Deasupra la să facem nu, deasupra la Cafe River, putem să zicem. A, nu, dar e ok. Cu farmacia la Cosnes. De unde ideea de apartament? Deci cum v-a venit ideea de apartament? De ce să faceți ceva cultural în apartament? Păi, un teatru, un ceva. Am căutat chirie, am găsit apartamentul ăsta și în momentul în care am intrat, vai, de capul meu, într-un muzeu. Asta a fost. Ia ăla de lângă tine că nu se aude, te rog. Păi ai dat la valieră. Zi, așa. Vorbesc cu el. Acum am auzit bine. Da. Și mi-a plăcut foarte mult apartamentul. Proprietara este pictoriță și în momentul în care am intrat era plin de picturi în apartament și am zis că... Hai, putem face asta aici. Da. Da, și deci vorbind cu Luci, ne-a venit ideea să organizăm tot felul de evenimente culturale. Începând cu un vernisaj de pictură, continuând cu acest târg de modă, unde ai uitat să spui că va fi o prietenă care va face prăjiturele. Opa. Drept urmare și în bucătărie va fi Opa. Zona prăjiturelelor. Aha. Și urmează spectacole de teatru. Diferiți colegi, atât de la facultate, cât și actori profesioniști, au venit cu propuneri să-și prezinte one-man show-uri sau spectacolele în apartament. În apartament. Da, apartamentul. La noi repetă pe de gratis. Știi că e nevoie și de spații de repetiție, e nevoie de multe lucruri. Aveți de toate. Unde puneți publicul dacă faceți piese de teatru? În apartament. M-am gândit că nu-i puneți pe bloc. Dar e o chestie super exclusivistă, locuri limitate, nu? Absolut, deci nu absolut. Tot... Dar se poartă. 20 de locuri, vă faceți rezervare, nu veniți. Asta e tare. Da, mai nou avem și adresă de mail și firmă pe Facebook, ca să-i spunem așa. Ia auzi. Voi sunteți în apartament, de apartament, nu-mi da. Ferdinand 37, ne găsiți? Am înțeles că toate proiectele de apartament le faceți în așa fel încât să aibă și legătură cu ideea de apartament în sine. Deci nu mă duc acolo să joc visul unei nopți de vară de Shakespeare, că n-are nicio legătură cu deci apartament. Tot ce se întâmplă decât dacă stai în pat. Da. Da, și atunci chiar va fi un vis. Trebuie să fie legat de spațiu intim, spațiu deci personal. Viziunea trebuie să fie legată de apartament. Da. Că în rest sunt alte teatre, sunt galerii, sunt studiouri de teatru, sunt tot grup. În Cluj nu chiar o grămadă, dar sunt câteva. Sunt. Da. Sunt ceva. Da. Frumos. Vine lumea. Știe de voi deja. Păi la vernisaj am făcut un event pe Facebook cu două zile înainte.
Și ne-au trecut pragul peste 120-150 de persoane. Deci, chestia merge. Deci merge așa de bușa lor aici, știi? Da, da. Mi se pare fain și pentru că n-am mai auzit. La Cluj nu se întâmplă. În București, în Berlin și așa se mai întâmplă, dar la noi nu. Da. De dincolo știam, mă interesa la noi. Exista precedentul. În Cluj suntem primii. Da. Atâta, păi în Cluj contează. Ce ne interesează pe noi sudul? Ei cu ei, noi cu noi. Vă mulțumim foarte mult. Nu înainte să ne luăm la revedere de la spălete de la... De la telespectatorii noștri. O săptămână, am încheiat o săptămână răsărită de pe fix. Aveți un weekend minunat, minunat, luni la 7.61, Blondozaura. Diana Suciu, Cucu Kong și Moldozila vă dau întâlnire pe Transilvania Loop. Weekend fine la toată lumea. Care ați câștigat când vezi din ele în weekend. Ciao.